Bună seara, doamnelor și domnilor! Cu o mică întârziere revenim cu a doua ediție a dezbaterilor noastre preelectorale. Sunt Oleg Brega, membru al Partidului Verde și azi voi discuta tot cu membrii ai Partidului Verde pentru că suntem un partid discriminat, marginalizat, care nu apare la televizor. Și ca să nu creadă lumea că verzii nu participă la alegerile parlamentare, ne-am gândit să le organizăm aceste dezbateri, măcar pe internet, măcar pe Facebook, pe paginile noastre disponibile, pe canalele noastre de YouTube. Ieri am avut discuție cu reprezentanții verzilor din județe marginale, de granițe. Astăzi, de la graniță, e doar domnul de la Craiova. Și mai participă un coleg al nostru, toți trei candidați, Nicolae Vicol e de la Craiova, Cornel Burete e de la Pitești și Chiradam Raimond e de la Brașov. Îi rog pe rând să se prezinte, să ne spună cu ce se ocupă în partid, în viață și pe ce poziție candidează. Partidul în județul, în circunscripția lor și ei pe lista partidului. Cornel Burete are microfonul pornit, înțeleg că arde de nerăbdare să vorbească. Bună seara, stimați colegi ai Partidului Verde. Mă numesc Cornel Burete, am 47 de ani și sunt președintele filialei județene Argeș a Partidului Verde. Candidez pentru funcția de deputat la Camera Deputaților. Sunt pe prima poziție. Sunt director de vânzări la o companie de import și distribuție accesorii auto și am considerat că este necesar să fac acest pas în politică, de fapt acest pas de a candida în politica mare, tocmai ca să demonstrez prietenilor mei, colegilor mei și clienților care i-am în toată țara că și un partid mic, dar cu o doctrină foarte bine pusă la punct și o doctrină verde, și care este afiliat, este singurul partid afiliat verzilor europeni care au o reprezentativitate de 8,9% la nivel european, da? Poate să ajungă să schimbe ceva în această țară. Ca să Pe vă ce spun sincer, poziție găsesc piteștenii Partidul Verde în buletin? Poziția 12 pe buletinul de vot și la Senat și la Camera Deputaților. Am fost unul dintre primele partide, al doilea de fapt, care am depus liste complete pentru candidați la Camera Deputaților și Senat și am avut neplăcuta surpriză ca în data de 28 septembrie, când s-a tras la vot pentru completarea bejului, să nu fim chemați, să nu fim anunțați că se face acea tragere la sorți. Drept urmare, celelalte patru partide, ca să vă spun cu cine ne batem aici, suntem un județ roșu, toată lumea ne știe, dar drept urmare să vă spun de ce nu am fost chemați. Exista șansa ca celelalte patru partide, pentru că au fost patru locuri libere în bej, să nu mai prindă. Deci, unul dintre partide este Peru, unde candidează domnul George Rădulescu, zis mitralieră. Da, pentru că toată lumea, când ne-am dus să depunem candidaturile, ne-au confundat cu Peru, cu mitralieră. Le-am explicat că nu este așa. Noi nu avem un partid la nivel național, oameni care au mai făcut politică. Nu acceptăm și de la vârful partidului până la ultima organizație, nu acceptăm traseiști politici. Deci, la Peru, era care unde candidează mitralieră, era vorba de Aur, unde candidează fica fostului ministru al tineretului și sportului din perioada 2000-2004, Giorgiu Gingăraș, da? Este vorba de PPUSL, unde se știe că este partidul de suflet al domnului Dan Voiculescu, care aici în Pitești are niște oameni mai bine poziționați din punct de vedere financiar, și în ultimul rând PSDMU, un partid de care eu nu auzisem până acum, care de fapt este un partid fațadă pentru PMP. Da? Deci, cum să vă spun, dacă noi ajungeam la acea tragere la sorți, unul dintre aceste patru partide nu mai era a doua pereche de ochi pentru fiecare, pentru altcineva.
De asta ne dovedește că deja ușor, ușor începem să contăm. Și să Totuși, contăm. n-ați răzbătut în birouri electorale și nu aveți Nu. reprezentanți. Nu avem reprezentanți tocmai de aceea. V-am spus, am fost marginalizați total Eu cred că ar fi și trebuit să participați la loterie, la tragerea la sorți, chiar dacă nu am. era reprezentant acolo. Adică trebuia să tragă bilețelul cu numele partidului și chiar în lipsa dumneavoastră ca martor trebuia să fi participați. Sau mai mult de atât, eu cred că partidele toate ar fi trebuit să fie puse în condiții egale ca să nu fie discriminare și noi, cei care suntem din opoziția extraparlamentară, să participăm la aceeași loterie în condiții egale cu cei din Parlament sau chiar de la guvernare. Asta înțeleg eu, egalitate, dar așa ei sunt și finanțați de la buget, sunt și privilegiați ca au delegații lor în birourile electorale și noi participăm la loterii doar pentru locurile libere cu alți outsider. Mi se pare nedrept, Păi dar am tocmai. putea să vorbim despre asta mai târziu. Haideți să-i lăsăm și pe ceilalți colegi să se prezinte întâi. Vă rog. Raimond are microfonul pornit. Da. Bună seara, vă salut, Chira Adam Raimond, președinte Partidul Verde Codlea, președinte interimar Partidul Verde Brașov, candidat pentru Camera Deputaților în Parlamentul României, alegerile 6 decembrie 2020. O problemă similară am avut și noi la Brașov, în sensul că nu am fost anunțați de către Bej numărul 8 Brașov despre faptul că urmează să se tragă la sorți partidele care au dreptul, care aveau liste complete. Noi am avut liste complete, 6 Senat plus 12 Camera Deputaților, partidele care erau eligibile pentru a ocupa pozițiile în secțiile de votare, adică pentru a delega reprezentanții în secțiile de votare. Nu am fost anunțați, eu am cerut în mod expres lucrul ăsta în mail și în adresa de înaintare privind listele de reprezentanți în secțiile de votare. Dumnealor nu au catadixit nici măcar să dea un SMS, un telefon, orice fel de e-mail sau cel puțin avea obligația legală, potrivit articolului 15 din legea 208/2015, să anunțe competitorii electorali, pentru că la articolul 15, la unul dintre aliniate, spune foarte clar: completarea cu reprezentanți în secțiile de votare se face în prezența competitorilor electorali. Ori noi, neavând reprezentant în Bej, pentru că știți care sunt condițiile, ca să ai reprezentant în Bej, trebuie în primul rând ca acela să nu fie rudă sau afin până la gradul 2 sau candidat. Ori majoritatea dintre noi fiind candidați, având și rude și așa, nu am reușit să desemnăm o persoană în Bej. Desigur, trebuie să spun real că am aflat de faptul că putem avea reprezentant în Bej ulterior datei de 26 octombrie, am aflat că puteam și noi să avem un reprezentant în Bej. Dar și dacă am fi știut înainte, mi-ar fi fost foarte greu să mă gândesc la o persoană care nu are servici, care nu are școală online și așa mai departe, care poate să fie la dispoziția celor din Bej și în principal a președintelui și locțiitorului la diversele convocări. Oricum, și dacă nu v-au citat, v-ați gândit poate să formulați o contestație, să am le cereți socoteală? A doua zi după tragerea la sorți am formulat contestație. Nu, chiar în ziua aia, în 24 noiembrie am formulat contestație, am trimis-o la ora 19 la BEC. BEC-ul a asimilat-o ca fiind o întâmpinare privind procedura de modul de lucru al Bej numărul 8 Brașov. A redistribuit-o spre competente soluționare, spun ei, către Bej numărul 8 Brașov și Bej numărul 8 Brașov au făcut o tragere la sorți prin care AUR este pe locul 1 în completare, PPUSL ar fi pe locul 2, PERU ar fi pe locul 3 și Partidul Verde pe locul 4. Au mai fost și alte inadvertențe, în sensul că au introdus în urnă PRM-ul, însă în procesul verbal de tragere la sorți au scris PNR-ul, deci au avut o eroare materială. Din punctul meu de vedere, nu s-a făcut corect și legal această tragere la sorți, pentru că nu s-au respectat dispozițiile legale. Acum urmează să completăm cu reprezentanți în secțiile de votare doar dacă rămân după pozițiile 1, 2 și 3. Și am făcut un efort să numim 201 reprezentanți în
secțiile de votare în 25 de localități din Brașov, un efort care a necesitat zeci de ore de muncă, telefoane, mail-uri, Facebook și WhatsApp-uri. A, deci da. O să aveți totuși în alte localități, o să aveți reprezentanți. Sperăm să avem reprezentanți. Sperăm să rămână și pentru noi ceva reprezentanți după ce își pun celelalte trei partide pe care le-am enumerat mai devreme. Și am înțeles. Mi-ar fi util, mi-ar fi foarte util să avem acei reprezentanți, pentru că interesul nostru odată este pentru corecta verificare la numărarea voturilor. Un al doilea interes este pentru noi ca și partid, este că pe acești oameni putem să-i fidelizăm oarecum și să-i ținem aproape și să ne configurăm niște organizații locale pe acolo pe unde nu avem încă. Și interesul lor personal era că aveau și ei o remunerație, o indemnizație în sensul ăsta. Și ar fi văzut din interior cum se desfășoară procesul electoral, adică nu putem suspecta că vor fi fraude masive, pentru că acum totul e digitalizat cu verificarea buletinului, cu observatori, dar am fi știut din interior cum se desfășoară chestia asta, cu ce se mănâncă, să avem încredere în sistemul electoral al României, chiar și pe timp de pandemie, dar iată că mai mari cei cu pâinea și cuțitul ne-au cam dat la o parte. Să vedem cum e la Craiova, să se prezinte colegul. Bună seara, Nicolae Vicol, mă numesc, 45 de ani, actor la Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova, tată a trei fetițe, familist convins, dacă mi-e permis să spun așa. În ceea ce privește ce au discutat deja cei doi distinși colegi, noi am avut puțin mai mult noroc la Dolj. Am fost extrași din urnă, am făcut un fel de mini-alianță cu alte partide pe care n-aș vrea neapărat să le numesc, de ce să le facem o publicitate gratuită. Și avem deja oameni în secțiile de votare, sperăm să fie cât mai bine și procesul electoral să fie cât mai corect. Aș vrea să fac o afirmație din capul locului. Partidul Verde nu este partidul ecologist. Nu avem niciun fel de legătură. Lupt și cu siguranță și ceilalți colegi în teritoriu luptă pentru această chestie de a convinge și de a le deschide oamenilor ochii și urechile, dacă vor, și să le spunem de nenumărate ori până când vor înțelege. Partidul Verde este de sine stătător, este membrul al Verzilor Europeni și nu este Peru. La o postare a domnului Călinescu, un prieten de-al meu de la Arad îi atrăgea atenția: domnule, l-ai primit pe Nicolicea, l-ai primit pe ăla, pe ăla, pe ăla. Și eu am spus, nu la noi. Au intrat în altă parte, dă puțin cu sapa pe net și o să vezi că nu sunt în Partidul Verde. Na, omul și-a cerut scuze pentru oarecare ignoranță, dar ca și el, cu siguranță sunt sute, poate mii de oameni. Noi la Dolj am nimerit poziția 10, sper să fie de bun augur, suntem oameni de 10, cu idei de 10, pentru o Românie de 10, dacă mi este permis să spun așa. Da, și la București, și la Sibiu, și la Constanța se pare candidații, listele verzi și pentru Senat și pentru Camera Deputaților sunt pe locul 10. Să vedem dacă vom avea rezultat de nota 10. Știu alegătorii despre noi, pe lângă faptul că ne confundă cu pseudo-ecologiștii care sunt de fapt loc de refugiu pentru PSD-știi cu probleme de cazier. Dar știu de noi, vă cheamă, eu știu, la televiziuni, la posturi de radio locale, vă cheamă la dezbateri, se fac articole în presa locală, sau ieșiți și comunicați cu ei direct pe stradă? Noi am fost în teritoriu, am vorbit face-to-face cu oamenii și o altă mare problemă pe care eu și cu siguranță Partidul Verde și chiar și colegii din partidele mai mici le avem, mi se pare inimaginabil ca noi să nu avem dreptul de a merge la o dezbatere electorală, atât la radio cât și la televiziune. Pentru faptul că înaintașii noștri nu au reușit să atingă pragul de 5%, Partidul Verde nu este partid parlamentar, noi cei care candidăm acum nu cred că avem o vină pentru asta. Mi se părea firesc ca și noi și partidele mici neparlamentare să avem dreptul de a merge la aceste dezbatere electorale.
Mă gândesc, din punctul meu de vedere, nu vreau să generalizez, că cei care și-au aranjat pentru ei de-a lungul vremii, cei care s-au tot perindat la putere în cei 30 de ani de la așa zisa Revoluție, și-au aranjat între timp de-a lungul vremii ca să fie foarte bine acoperiți, să nu cumva să vină cineva din spate, din afara sistemului, să aibă ceva de spus și să poată să fie perceput de un număr cât mai mare de ascultători sau telespectatori. Aici noi, cei mici, până la urmă, ar trebui oarecum să ne unim la un moment dat, dacă poate fi vorba de așa ceva, eu aș spera că se poate, și să încercăm să schimbăm această lege electorală care nu mi se pare ok. Vorbesc strict de faza asta cu discuțiile la TV sau la radio. Noi, de exemplu, am trimis câteva comunicate doar la radio, la un radio de aici, să nu facem neapărat publicitate, care avea emisiuni electorale, buletine informative. Na. Cam măcar la știri de-am apărea, de s-ar spune despre activitățile noastre electorale, că altfel lumea o să aibă mare surpriză să constate la poziția 10 că apare o siglă, scrie verzii, niște nume poate chiar cunoscute, dar nu i-au văzut în dezbateri, n-au știut nimic despre noi, nu ne-au văzut. Corect. Comparând intențiile noastre de guvernare sau de participare în viața politică, pentru că mass media, pentru că clasa politică actuală, pentru că așa e cadrul legal. Nu știu, îi rog și pe ceilalți să se includă în dezbatere, cum am putea noi, un partid extraparlamentar, cum am putea influența modificarea cadrului legal și a comportamentului în următoarele alegeri, care s-ar putea să fie HÖT în 2024. Dar dacă și atunci se desfășoară cu aceeași lege de acum, iar nu o să avem șansă nici noi, nici alte partide noi începătoare, nici candidații independenți. Dacă îmi permiți, Oleg, aș vrea să intervin. Noi am reușit să trimitem acele comunicări. Mă auzi? Îmi cer scuze, da, mă auzi? Regulă. Am trimis acele comunicări pentru timpii de antenă la câteva televiziuni de aici, locale, unde am mai fost la alegerile locale, ni s-au cerut acum niște sume de care nu puteam să dispunem. În schimb, am reușit la o televiziune locală să avem 4 apariții. Nu este ceva fenomenal, dar cred că în următorii 3 ani, 2021, 2022 și 2023, pentru că din 2024 vin cele 4 rânduri de alegeri, putem noi, Partidul Verde, și bineînțeles să invităm prin și domnul președinte să invite și celelalte partide mai mici, să facem o inițiativă legislativă, să strângem 500.000 de semnături prin care să solicităm ca la alegerile din 2024, cele 4 rânduri, una, să nu se mai folosească timp de antenă decât gratuit și să fie în concordanță cu legile țării pentru toată lumea. Adică eu sunt de acord, fiecare televiziune trăiește din publicitate și de, dar mi se pare absurd ca să te duci la o emisiune, o televiziune cum e B1 TV, să ți se ceară 1000 de euro pe minut, dar numai puțin de 10 minute. Și unde este partidele parlamentare zilnic invitat, pentru că urmăresc și eu site-ul de știri și de emisiuni. Cred că cu 500.000 de semnături, și cred că ar fi o inițiativă care ne-ar ajuta pe lângă această solicitare pentru timpii de antenă și să solicităm vot electronic. Din câte știu, legea parcă spune că dacă strângi 500.000 de semnături poți să o transformi, să te duci la Parlament, să o transformi, chiar dacă nu ești partid parlamentar, să o transformi într-o inițiativă legislativă, cel puțin de luat în cal. Deci asta, să zicem, să fie un proiect care să ne ajute, cum să nu ne ferim pe cei de la USR, i-a ajutat fără penal în funcții publice. Da? Această inițiativă legislativă fără penal în funcții publice, care a strâns undeva la vreo 300.000 sau 200.000 de semnături, i-a propulsat în vârful politicii, ceea ce nu inventăm noi apa caldă acum, dar putem să facem pentru următoarele alegeri, că avem 3 ani la dispoziție, să inițiem această inițiativă legislativă, din punctul meu de vedere. Eu așa cred că ar trebui făcut. Una. A doua, spui tu, Oleg, că de ce nu apărăm la televizor? Păi nu te supăra pe mine,
noi nu suntem AUR. De exemplu, la mine în Pitești a venit AUR cu un autocar, da? Nu au avut poști, nu au avut nimic, dar au făcut scandal cum e doamna Doina să facă cu nu știu ce, cu tot felul de portapoce și cu boxe portabile pe stradă. Facem, trecem, lumea s-a strâns ca la urs, ca la circ, da? Așa? Și atunci au venit și televiziunile locale și au preluat aceste știri. Da. Noi facem o altă politică din ce am văzut eu și să știi că ăsta este motivul pentru care am intrat în politică. Noi vrem să facem o politică a bunului simț și a oamenilor care vor să facă ceva fără să țipe, da? fără să urle, fără să dea cu noroi în cei, să arunce cu noroi. Nu, noi vrem să spunem ceea ce facem noi. Cred că asta ne diferențiază. Am fi putut și noi să ieșim, toți, în toate județele. Cred că sunt colegi în toate județele care ar fi putut să urle cu megafoane pe stradă, domne, hoții, dar mi se pare puțin exacerbat, adică cum să spun, să vii să strigi pe strada mare, într-un oraș, că nu ești lăsat, că ești împotriva vaccinării obligatorii, că îți bagă Bill Gates, mai are să ne spună că ne bagă chipul în creier și la revedere. Da? De asta au apărut la televiziune și nu vă supărați pe mine, de asta au și un oarecare avans în fața noastră. Nu știu ce fel de avans, nu prea credem rezultatelor sondajelor, să vedem cum vor fi votați, că s-ar putea românii să asiste, cum ziceți noastră, ca la urs, ca la circ, dar să nu voteze un partid care face scandal sau care, iată, invită oamenii la pelerinaj, la peștera aceea de la malul mării și s-au dus acolo câteva sute de oameni azi, poate din cauza de motive meteo, din cauza de COVID, de frică, de amenzi, dar erau foarte puțini oameni, deci se pare că nu merg nici stratagemele astea și la televizor nu apare decât cu scandal, nu prea îi văd nici pe ei în dezbatere electorale. Păi deci nu, tocmai. Suntem discriminați cam în aceeași măsură. Da, dar ei totuși fac un scandal care, cum să spun, le aduce o oarecare notorietate pe termen scurt, la asta mă refeream. În schimb, în dezbaterile electorale, cum a zis și domnul Vicol, într-adevăr, este o mare problemă. Eu cred că în următorii 3 ani trebuie să facem ceva în care să includem și să solicităm o inițiativă, să strângem semnături la nivel național, noi verzi, Partidul Verde, și așa ne vom face cunoscuți și pentru implementarea votul electronic și pentru a avea acces în limite de bun simț și egale cu cei partidele parlamentare de a avea dreptul la timp de antenă pentru fiecare televiziune. E părerea mea. Nu uitați că am mai avut un președinte astfel de inițiative, a scos chiar la referendum, poporul a votat pentru un parlament de 300 de oameni și după care de 10 ani nu se întâmplă nimic. Parlamentul ignoră voința poporului și inițiativa președintelui și nu schimbă, nu reduce numărul de deputați. Deci degeaba o să strângem sute de mii de semnături pentru o inițiativă de modificare a Constituției, dacă după aceea tot acei cu pâinea și cuțitul, partidele mari tradiționale, vor ignora voința noastră și a celor care vor semna pentru noi. Poate că e timpul să ne gândim și noi la proteste și să nu ne temem să facem scandal dacă e o cauză care merită intervenția. Ce părere au ceilalți colegi? Pitești, Craiova, Brașov? I-am închis domnului Vicol microfonul, sper că nu se supără, acum îl poate deschide și pe Cornel îl rog să-l închidă, să nu faceți zgomot când nu vorbiți. Da. Raimond, spui tu ceva? Da. Spun eu ceva. În ultima zi când puteam să cerem timp de antenă, eu am făcut adresă scrisă către 6 televiziuni locale din județul Brașov. Am primit niște răspunsuri și niște oferte lucubrante cu sume pe care nu le-aș reproduce acum că depășesc anvergura campaniei noastre electorale din punct de vedere pecuniar, bănesc. Dar într-un final m-au contactat cei de la Radio Televiziunea Transilvania, RTT, și am făcut niște emisiuni înregistrate cu dumnealor pe o tematică anume, cât un candidat de la 2 sau 3 partide. Și am intrat în emisiune și în dialog cu dumnealor pe tematic. Vă pot și lectura una dintre emisiuni, a avut ca și tematică soluții la probleme de mediu și acea tematică mi-a venit mănușă. Oportunitate și resurse pentru majorarea salariului mediu și a pensiei. Și această temă mi-a venit mănuș, având în vedere că domnul președinte al nostru Florin Călinescu
vorbește despre acel salariu minim pe economie de 1000 de euro la nivel național. O alta a fost cea cu pensiile speciale. Știu și despre acest subiect și l-am abordat oarecum bine. Iar redresarea după criza provocată de pandemie, la asta cred că le-am dat clasă oarecum colegilor mei, pentru că în calitatea mea de consilier juridic și economist și fost abonat la revista Capital și vreau să zic că devorez emisiunile de politică și economie de la televiziunile noastre naționale și în special Digi24, Realitatea și B1, celelalte mai puțin relevante și sunt partizane, să zic așa, sunt obediente sistemului și am reușit astfel să intru de două ori pe Zoom în emisiuni din astea gratuite și mai mult o emisiune din Brașov, o televiziune online, m-a invitat la dumnealor în studio și au făcut un film cu mine pe care l-au și promovat de vreo 20 ceva, 30 de minute, care film care m-a ajutat ne-a ajutat pe noi să ne promovăm oarecum în campania asta electorală. Mai mult, acea firmă ne-a făcut un filmuleț electoral, de campanie electorală și efectiv i-a dat drumul plătit de noi, bineînțeles, pe Facebook, că noi eram mai puțin pregătiți în a face astfel de lansări plătite, sponsorizate, nu știam cum să facem. Vreau să zic că acel filmuleț mi-a lipsit în campania electorală pentru alegerile locale și acum sperăm să aibă un impact. Am plătit o sumă de bani ca să avem vizibilitate, între 4.000 și 20.000 m-au asigurat pe zi, timp de 5 zile. Mulțumim! Acum, domnul Vico. Și noi la Craiova am făcut tot așa un clip electoral care, spre bucuria noastră, după două zile jumate de la lansare, avea deja 10.800 și ceva de vizualizări. Ceea ce nu poate decât să ne bucure și sper din tot sufletul să ne și ajute, că degeaba lumea se uită dacă nu pune și ștampila pe noi, evident. Haideți să încercăm să-i convingem. Da, de ce suntem mai buni decât ceilalți? De ce e nevoie de o undă verde în Parlament? În primul rând, nu suntem un partid erodat și corodat. Din ce am văzut pe Facebook, trebuie să recunosc că și în teritoriu sunt oameni de o calitate umană și profesională excepțională. Suntem noi pe piață, nu avem, din fericire pentru noi, niciun membru care să ne tragă înapoi cu dosare penale sau cu scandaluri de nivel național. Și cred că lumea, dacă tot nu vrea să mai meargă la vot și să micționeze pe el de vot, ca să nu spunem altfel, să vină și să ne aleagă. Suntem o ofertă, dacă mi-e permis să spun așa, suntem un partid care vrem să ne implicăm efectiv în ceea ce înseamnă viață politică de adevăratele. Tot ce ține vis-a-vis de mediu, de cultură, de sănătate, de economie și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, se găsesc oameni capabili în fiecare organizație județeană, fără doar și poate, care pot să-și pună amprenta și să ajute efectiv la a repara și la a rezolva problemele care sunt făcute și lăsate moștenire de către partidele mari, ca să le spunem așa, care sunt acești mamuți cu șefi până la scara blocului sau la stradă. Sunt foarte bine organizați, știm că este o luptă destul de grea și din păcate inegală pentru noi. Cum am spus și la intervenția anterioară, ar trebui să facem, cum spunea și domnul Burete, să facem o inițiativă legislativă, să ni se dea voie de a participa peste 4 ani de zile la următoarele alegeri la aceste dezbateri electorale. Până la urmă, din punctul meu de vedere, am citit o carte la un moment dat care se termina cu scapă cine poate cu replica asta. E foarte adevărat că scapă cine poate, dar ca să poți să faci lucrul ăsta, trebuie să demonstrezi, trebuie să spui oamenilor. Nu este de ajuns că am mers în orășelele mai mici ale Doljului, am mers pe străzile Craiovei, în diverse cartiere
și am văzut, din nefericire, multă lume supărată, multă lume care a spus nu ne mai interesează votul. Ba mai mult, astăzi de dimineață un nene a aruncat flyerul pe jos, l-a călcat în picioare, era să și pice în nas și a spus nu mai întrebe domne politică. Zic, dar de ce vă comportați așa? Nu contează, nu mai vreau. Și am întâlnit foarte multă lume dezinteresată. Aici este marea mea problemă, am vorbit-o și cu domnul Mihai Stoian, președintele de aici, de la noi, de la Tolj, și cu restul colegilor. Trebuie să facem de așa natură încât lumea să ne vadă, lumea să știe cine sunt verzii și să-i convingem pe cei care nu vor să mai meargă la vot să vină și să pună ștampila pe noi. Consider, și cu asta încerc să închei bucata mea de discurs de acum, consider că avem cu cine și avem ce să facem dacă vom ajunge acolo. Este important să pătrundem în Parlament, este important să ajungă oameni verzi acolo și cu siguranță la următoarele alegeri lumea va trata altfel Partidul Verde decât îl tratează acum. Haideți să încercăm să explicăm alegătorilor și alegătoarelor de ce suntem noi alternativa bună, de ce suntem altfel de politicieni, ce înseamnă doctrina verde, cu ce se ocupă verzii la nivel european, care înțelegem că e cumva a patra putere politică la nivel continental, doar că în România încă nu s-a trezit apetitul alegătorului român, pentru că încă nu simte problemele de mediu, nu le simte importante. Cu ce se ocupă verzii în afară de ecologie? Că am zis că noi suntem adevărați ecologiști, ceilalți pseudo-ecologiști sunt doar un paravan al PSD-ului. Dacă îmi permiți, Oleg, la strângerea de semnături care s-a desfășurat în mai multe orașe din orașele și zone din județ, multă lume m-a întrebat în ce crede Partidul Verde. În primul rând, i-am spus o egalitate de șanse, nu doar în educație, nu doar o egalitate de șanse. Și cineva m-a pus să exemplific, da? De exemplu, știți că avem aproape 1.200.000 de bugetari. Acești 1.200.000 de bugetari primesc niște vouchere de vacanță. Inclusiv eu am în familie acești bugetari și le-am explicat. Oameni buni, nu mi se pare corect ca cei care sunt în domeniul privat să vă plătească vouă aceste vouchere de vacanță, pentru că voi primiți aceiași bani ca și noi și salarii mai mari, nu contează, și bani pe concediu. Dacă vrei să fim echilibrați și să avem o echitate socială, hai să ajutăm, dacă tot, că domne, se dau aceste vouchere ca să ajute Horeca și implicit turismul. Și le-am propus să facem următorul lucru. Haideți să nu vă mai dăm câte 1.400 de lei de fiecare bugetar, vă dăm câte 700 de lei. Și diferența de 700 de lei o dăm celor care lucrează în privat cu salariu minim pe economie. Nu cumva credeți că dacă în loc de 1.200.000 de bugetari, cu tot cu familie, adică ar veni vreo 2.400.000, s-ar duce cumva la prelitoral sau la munte vreo 4.800.000 împărțind aceste vouchere? Nu cumva credeți dumneavoastră că această... Nu cumva credeți dumneavoastră că această... echitate, s-ar câștiga mult mai mulți bani, pentru că una e să plătești 1.400 de lei cazarea și să nu mai cheltui niciun ban din buzunar, una e peste cei 700 de lei să mai pui diferența. Asta înseamnă echitate socială, le-am spus, adică și privatul și bugetarul să aibă acces la aceleași resurse. Da? Iarăși mă întreba oamenii, bun, vrei salariul de 1.000 de euro, că scrie la noi 1.000 de euro și minim 600 de euro. De unde bani? Pentru că, vedeți, domnule Oleg Brega și stimați colegi, toată lumea spune vrem să mărim salariile, dar trebuie să indici și o sursă sustenabilă de unde iei acești bani. M-a întrebat cineva, o să faceți la fel ca PNL-ul, dacă e să veniți la putere, să vă împrumutați? Și am zis nu. Sunt soluții, sunt bani în România, care, în primul rând, haideți să ne uităm la nivelul redevențelor care se plătesc pe hidrocarburi, pe minerale în România, față de Uniunea Europeană. Haideți, dacă toți suntem în Uniunea Europeană, să egalizăm aceste redevențe. Sau una. A doua.
nu dăm o lege prin care nu se mai cumulează pensia cu salariul la stat. Deci a ieșit la pensie din domeniul deci de la stat, te duci la privat și te angajezi. Mama mea, soacră, lucrează la privat la 70 de ani. Da? Nu se angajează la stat. Și atunci, mi se pare corect. Dumneavoastră în București, domnule Brega, spunea la un moment dat Nicușor Dan când a preluat mandatul că în cele 6 primării de sector plus primăria, primăria capitalei, da, sunt 70.000 de angajați. Nu cumva undeva vă aduceți aminte la pandemiei de domnul de la care a îmbolnăvit spitalul Gerota. Nu cumva, care era polițist și era angajat la administrația sectorului 3. Nu cumva vreo 30.000 din acei 70.000 cumulează pensia cu salariu? Nu cumva ar trebui să se ducă acasă, ca fost polițist fiind, să-și facă o firmă de securitate, nu știu, de detectiv particular, să plătească taxe și impozite și să banii aceia să se ducă către pensiile și salariile pe care vrem să le... Tocmai de asta vă spun. Eu încerc să le spun oamenilor că noi suntem altfel, adică venim cu o sursă sustenabilă, nu ne împrumutăm să aducem deficitul bugetar undeva la 7, aproape la 7% cât va fi la sfârșitul anului. Pentru că domnul Câțu, el a lucrat în domeniul bancar, da, a fost expert bancar la ING, da, în Noua Zeelandă. El asta știe să facă, să ia bani, să se împrumute și să-i dea cu dobândă sau invers. Nu să-i bage în investiții. Tocmai de asta vreau să vă spun. Cred că dacă am explicat oamenilor de unde vine sustenabilitatea soluțiilor pe care noi le promovăm în partid, da, ca și Partid Verde, cred că oamenii ar fi mult mai cointeresați. Și pentru asta ne trebuie 4 ani. Și cred că o să reușim. Sunt ideile mele, nu, sper să nu vă supărați. Dar pentru asta am intrat. Vreau să le explic oamenilor că nu sunt doar ecologist. Da? Adică nu am luptat aici în Pitești doar ca să nu se taie copacii de pe o stradă să se mărească, să mai facă. Am luptat și ca să pun niște semafoare în proximitatea unor școli. Bine, numele partidului, da? Pentru siguranța copiilor și a cetățenilor. Răspundeți la apel sau refuzați apelul și îl rugăm pe domnul de la Brașov să vorbească. Înțeleg că i-a ridicat Cornel Burete mingea la fileu vorbind despre economie și despre declarațiile actualului ministru al economiei. O să iasă bine cu bugetul pe anul de viitor? În opinia mea, criza medicală generală în care ne aflăm acum și pe care o parcurgem va mai dura ceva vreme, cred eu și sper că la finele anului viitor vom scăpa de acest virus năucitor și sunt de părere că după această criză medicală va urma o recesiune economică. De aceea trebuie să fim ponderați în planificările de viitor și pentru că mai devreme s-a vorbit despre doctrină, să înțeleagă cei care ne urmăresc acum pe mediul online, că doctrina verde, așa cum apare și la noi în platforma program, este o doctrină economică ce își propune ca tranziția spre o dezvoltare durabilă să se facă gradual și nu suntem radicalizați. Ce înseamnă dezvoltare durabilă știm, de lungă durată și temeinică, sustenabilă. Ce înseamnă să se facă gradual și ce înseamnă că nu suntem radicalizați? Pe gradual înseamnă să nu tăiem toată pădurea, să nu extragem toate hidrocarburile, să nu extragem tot aurul, să nu ne dăm toate bogățiile astăzi. Astăzi trebuie să le folosim noi pe toate, neapărat astăzi, mâine și până se epuizează. Nu. Trebuie să le folosim gradual. Oamenii trebuie să înțeleagă că Partidul Verde nu se ocupă cu creșterea ierbii. Că mulți asta cred. Nu. Noi avem o doctrină economică, pe noi ne interesează cu prioritate și problemele sociale, și problemele economice, și problemele de mediu. Toate astea sunt în interconexiune. Nu putem avea una fără cealaltă. Dacă nu avem un mediu sănătos, nu putem avea o economie sănătoasă, nu putem avea sănătate și așa mai departe. Având în vedere că ceea ce va urma va fi ne va crea o viață grea, în sensul că nu vor fi așa lichidități în buzunarele noastre, cum au fost, să zic așa, până acum, vedeți că atunci o să scadă și reticența de cumpărare și comercianții sunt acum închiși, majoritatea dintre ei.
Noroc că ne ajută comunitatea europeană cu niște finanțe să ne redresăm oarecum. Dar viitorul nostru, și eu spun multora, investițiile serioase. În România știm cu toții că majoritatea concernelor internaționale ne folosesc munca ca și pe o muncă în lon. Dacă știți contractul de lon dinainte de a intra în comunitatea europeană, se aducea materie primă, cu munca din România se prelucra acea materie și se finisa, după care pleca înapoi peste graniță. Ce înseamnă asta? Profitul, în loc să rămână în România, este externalizat. Nici nu se vorbește despre profit aici. Ca să răzbatem în următoarea perioadă, trebuie să gândim o politică salarială prin care să se reducă contribuțiile sociale. Actualmente avem contribuții sociale 46%. Eu personal plătesc lunar numai sănătate 1500 de lei. Sănătate. Și dacă mă duc la spital să-mi ia sânge, să-mi fac o simplă analiză, trebuie să plătesc extra, că aia nu e bugetată și mai știu ce fel de explicații mi se dau. Deci dacă scădem contribuțiile salariale de la 46% la vreo 20% pe undeva, dar în același timp mărim sancțiunile pentru munca la negru, dacă facem colectare, dacă creștem gradul de colectare de la mari datornici, dacă rezolvăm o dată problema cu cei 300 de parlamentari și cheltuielile pe care le au acești parlamentari, care sunt acum 400 și ceva la număr, dacă reducem și economia subterană, în sensul că ANAF-ul, DGRFP-ul și alte instituții ale statului își fac treaba mai abitir, mai serios, mai profesionist, atunci lucrurile putem să spunem că se vor redresa. Deci pe lângă investiții, infrastructură rutieră, feroviară, navală și politici economice fiscale, în special o politică fiscală, o legislație fiscală predictibilă. Orice investitor care vine, un investitor serios care vine la noi în țară, în primul rând trebuie să ia act de legislația noastră. Ce permite legislația noastră? Care sunt costurile pentru a-și crea aici o afacere? Și dacă nu are o legislație fiscală predictibilă, acel investitor nu va investi foarte serios la noi în țară. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Acum să revenim la colegul nostru, artist, actor de la Craiova. Poate vrea să vorbească despre inițiative culturale, să comenteze realitățile de acum și ce face guvernarea cu cultura. A închis cam totul, mai puțin cultele, e mai îngăduitoare cu cultele. Și după aceea se va mira că moravurile nu se schimbă și se pare că ar fi timpul să se schimbe moravurile. Prin teatru, prin televiziune, prin film, să se schimbe moravurile, să începem să consumăm mai puțin, să începem să renunțăm la vicii consumatoare de bani și de sănătate și tot așa. Să încurajăm cetățenii să participe mai mult în viața publică, dar să vedem ce zice domnul Vico. Păi, atâta timp cât guvernantul te vrea să fii prost, să fii cu ea la minte, să nu ai acces la cultură, la învățământ, cei care ne-au condus și ne conduc în continuare, pentru că inevitabil trebuie să ne raportăm la ei, au vrut să ne mențină un nivel scăzut spre deloc la nivel cultural, la nivel social. Sunt foarte trist, pentru că sunt implicat direct, că s-au închis teatrele și cinematografele, dar teatru mai mult, de parcă spectatorii care oricum veneau să stăteau cu mască, noi care oricum aveam o distanță destul de mare, cei care eram pe scenă, am fi contribuit la răspândirea acestui virus. Din păcate s-a schimbat și sistemul nostru de lucru. Am terminat acum ceva vreme de filmat un spectacol, Bărul Shakespeare, care trebuia să aibă premiera în mod normal, cu public în sală, dar s-a luat hotărârea către managerii Teatrului Național din Craiova, Marin Sorescu, să se filmeze acest spectacol. Acest spectacol s-a filmat cu distanțare socială, cu măștile pe figură. Chiar vorbeam cu unii dintre colegi că nu credeam să ajung să joc cu masca pe figură ca și cum aș avea o bodniță, pentru că trebuie să recunoaștem, unii dintre noi o tratăm această mască ca pe o bodniță.
În ceea ce privește cultura, un punct foarte important din punctul meu de vedere, dacă ar fi să ajung undeva unde aș avea ceva de spus vis-a-vis de chestia asta, este sectorul independent. Colegii și colegele mele din teatru independent, din filmul independent, din orice înseamnă independent în România, suferă enorm de mult. Noi, de bine de rău, cei care suntem de la buget, încă ne-au mers salariile, pentru că am repetat online, am muncit online, chiar am mers și am repetat și la teatru, doar noi, actorii și regizorii și scenografii și tehnicienii aferenți unei producții. Dar cei de la independent, efectiv, și cred că nu greșesc, mor de foame. Este foarte trist că într-o țară europeană a secolului 21, pe stat îl doare undeva de către acești oameni, pentru că înainte de toate de a fi artist ești om. Și cu atât mai mult cu cât ești și artist, statul ar trebui să aibă o oarecare grijă în plus puțin. Să nu uităm că un popor fără cultură este un popor mort. Dacă nu avem cultură, dacă nu avem o istorie în spate, dacă nu mai respectăm niște tradiții, oricine poate să ne cotropească. Se pare că la ora actuală, ca să sar puțin de la una la alta, nu mai este nevoie de război efectiv, nu mai este nevoie de arme chimice, arme nucleare, de investiții în tancuri și mitraliere. Se dă drumul la un virus și la revedere, drum bun. Ai omorât toată umanitatea. Din păcate, este destul de greu și în același timp este destul de mult de discutat. Lumea suferă și, repet, ce am văzut în teritoriu este foarte, foarte greu de înghițit din punctul meu de vedere. Lumea s-a săturat, lumea nu mai vrea să participe activ la viața socială, nu-i mai interesează de a merge în parc sau să meargă la un spectacol dacă teatrele ar fi deschise. Nu-i mai interesează decât traiul de zi cu zi, să aibă ce să bage în gură, pe românește, și atât. Iar ca să își facă rost, să-și procure alimentele pentru o viață normală, nu plină de chestii care ne putem lipsi de ele, de exemplu, cum ar fi caviarul. Adică nu trebuie neapărat acum să mâncăm caviar, dar coșul zilnic, din păcate, este din ce în ce mai gol pentru foarte, foarte mulți oameni din România, din nefericire. Noi, Partidul Verde, cum a spus și colegul Raimond, încercăm să atacăm o plajă mult mai largă, de fapt, chiar încercăm să facem treabă bună pe toate domeniile, nu doar să creștem iarba. Și trebuie să înțeleagă lumea că suntem încă un partid mic, un partid renăscut sub bagheta domnului Călinescu și care într-un timp relativ scurt a reușit să scoată capul și să fie destul de cunoscut, spun eu și nu doar eu. Am mulți prieteni în oraș care au fost plăcut surprinși de faptul că eu candidez la Senat. Au fost plăcut surprins să vadă că afișul nostru, chiar dacă aveam dreptul la două afișe pe fiecare locație de afișaj, sare în ochi într-o mare de PSD, PNL, Pro-România și așa mai departe, care și-au pus câte 2, 4, 6, 8 afișe la fiecare locație. Aici este o altă discuție. Asta da? E chiar ilegal, e interzis de lege. Absolut. Domnul Stoian chiar a făcut la Biroul Județean Electoral o sesizare, dar mi s-a răspuns ceva de genul, vă sunăm noi pe fix. Adică nu vă vedeți de treaba voastră. Lăsați-i pe oameni că ei sunt puternici, au investit. L-am întrebat în momentul când am fost să lipim afișe, pentru că n-a fost nicio problemă să merg să fac afișaj. L-am întrebat pe unul dintre milițieni, că cei care păzesc chiar sunt milițieni și nu mă feresc de cuvinte. Zic, domnule, aici sunt 6 afișe ale partidului pro, puncte, puncte, puncte. De ce i-ați lăsat? Păi, domnule, mi-au spus că fiecare candidat are dreptul că și-a făcut afiș cu propria persoană și îi mai lipește și sigla partidului. Zic, domnule, dacă dumneata ai fost de acord, eu n-am ce să mai spun în plus, din păcate. Poate astfel de șmecherii explică de ce cetățenii nu prea mai au încredere în clasa politică, nu prea mai au încredere în procesul politic și în puterea votului lor și de asta nu prea mai ies
la vot. Ieri, prima ediție a dezbaterilor noastre electorale a început cu această constatare că oamenii sunt dezamăgiți și am întrebat pe colegii, pe candidații verzi la Parlament ce am putea face ca să trezim interesul pentru viața politică, pentru viața publică a concetățenilor noștri. Acum, spre final de emisiune, că iată deja e ora 8, dar am început un pic mai târziu, vă provoc pe Tustreș să comentați, în afară de exemplu propriu, că iată, noi ne-am implicat în viața politică. Unii vin din business, alții vin din artă, unii vin din societatea civilă. Noi ne-am implicat politic. Dar în afară de acest exemplu propriu, ce se mai poate face până la alegeri în această săptămână care a rămas? Sau după aceea, în 4 ani, indiferent dacă vom avea sau nu vom avea deputați în Parlament? Ia cineva cuvântul sau? Haideți să începem. Domnul Vicol ar propune spectacole și dezbateri. Și nu numai. Trebuie, și proiect trebuie de lege care să încurajeze. Da, trebuie făcut ceva fără doar și poate pentru următorii 4 ani. Am spus că această candidatura mea și ceea ce se întâmplă cu Partidul Verde la ora asta e un început, un început foarte clar. Să sperăm că de bun augur. Lumea va trebui încet, încet să înțeleagă și, repet, cum am spus la începutul discuției noastre, să facă foarte clar diferența între noi și PER. Încet, încet, fiecare organizație trebuie să facem câte un ceva, lumea să audă de noi, să sperăm că o să fim și acceptați la TV în contextul în care încercăm să rezolvăm un caz social sau să facem o plantare de pomi, dacă pot să spun așa. Și să avem alături de noi o televiziune, două, nouă, cât se poate, după fiecare posibilitate în fiecare zonă și oraș, județ al țării. Și încet, încet, lumea, dacă va auzi de noi, eu cred că în anul 2024 să fim sănătoși și, în primul rând, să ajungem 2024, să trecem cu bine peste această pandemie. Cred că scorul nostru va fi mult mai bun decât va fi și acum. Cu siguranță va fi un scor destul de bun și îmi permit să dau exemplu colegilor de la Târgu Jiu, exemplul lui Adrian Tudor, care s-a implicat foarte, foarte mult în campaniile locale și a reușit să convingă populația Târgu Jiului să pună ștampila pe Partidul Verde și să obțină 2 posturi de consilier local. Cum și la noi, la Plenița, avem consilier local din partea Partidului Verde. Deci lucrurile au început să se miște, lumea a început să ne vadă. Important este să ne perceapă prin ceea ce suntem noi. Suntem Partidul Verde, membru al Verzilor Europeni, nu suntem Partidul Ecologist. Eu am rămas cu chestia asta și o repet de câte ori am posibilitatea ca lumea să știe și să înțeleagă efectiv că este o mare diferență între noi și cei de la PER. Ok. Mulțumesc. Acum vă rog să închideți microfonul, că tot vă închideam eu, că se aude ecou din boxe. Da, Raimond. Cornel, scuze. Din punctul meu de vedere, pentru perioada scurtă care a mai rămas până la alegerile parlamentare, este greu ca să mai apelăm la conștiința oamenilor să înțeleagă că Partidul Verde este un partid nou. Eu mă bazez pe cei 4 ani care vor urma să facem proiecte și, cum vorbeam înainte de emisiune, unul dintre proiectele pe care vrem să le facem și să le implementăm la nivel național și să afle toată lumea este proiectul cu peștele cu aspretele, peștele preistoric, care este în zona noastră pe Valea Vâlsanului. Eu cred că oamenii vor face diferența între Partidul Verde și PER, pentru că PER-ul nu va face nimic. După aceste alegeri, PER-ul iar va intra în conservare și va fi reactivat de foști de PSD-și sau de cine are nevoie de el la alegeri. Eu cred că doar făcând proiecte în comunitățile locale în care trăim, în județele în care trăim, proiecte care să ajungă la televizor,
asta ne va propulsa și va ajuta, va face oamenii să înțeleagă că într-adevăr Partidul Verde vrea să schimbe ceva în România. Nu neapărat numai cu proiecte pe ecologie, cum suntem noi cu aspretele. Exact cum a zis domnul Vicol, proiecte de cazuri sociale, nu știu, de împădurire, ceva de, dar cred că trebuie făcut în fiecare județ, de către fiecare organizație, să începem după aceste alegeri, da? De după sărbătorile care vor veni, să începem să facem aceste proiecte. Cred că numai așa ne vor cunoaște oamenii, ni se vor alătura, pentru că ușor-ușor oamenii trebuie, se vor autoeduca. Vor vedea că în momentul, știți că circulă o chestie pe net, când ultimul copac va fi tăiat, ultimul râu va fi otrăvit nu va mai exista aer, vom vedea că nu avem cum să mâncăm bani. Da? Și atunci oamenii, în oameni ca și în mine de altfel, care până să intru în acest partid, să vă spun sincer, nu prea mă preocupa ecologia, ușor-ușor încep să conștientizez că fără un spațiu verde în apropierea blocului, fără, nu știu, un spațiu liniștit unde poți să te duci pe râu, să poți să pescuiești sau să faci diferite acțiuni, nu poți să trăiești. Ceea ce cred că toți copiii din această țară și toți oamenii din această țară trebuie să beneficieze de aceste lucruri. Și făcând aceste proiecte, eu cred că ușor-ușor vom deveni cunoscuți și în 2024 chiar vom intra în Parlament și în Parlamentul European și la alegerile locale. Eu vă mulțumesc pentru oportunitatea de care am avut parte astă seară din partea colegilor mei și mulțumesc tuturor colegilor din toate județele Partidului Verde care chiar au avut curajul să lupte în această nenorocită de pandemie care pe mine personal m-a afectat, să depună niște candidaturi tocmai ca să ne facă cunoscut. Vă mulțumesc, vă doresc succes. Pe 6 decembrie votează adevărata schimbare și să știți că verzii sunt adevărata schimbare. Mulțumesc, seara bună. Colegul nostru de la Brașov cu idei, concluzii despre implicare. Concluzia este aceeași, cam de 30 de ani, că electoratul este foarte dezamăgit de ceea ce se întâmplă. Percepția în rândul acestora este că toate partidele sunt una și aceeași apă și trebuie să facem distinția între ce însemnăm noi și ce înseamnă alte partide. Odată au precizat colegii mei că nu suntem Partidul Ecologist Român, care are traseiști politici parveniți de la expulzați, să zic așa, de la PSD. Acești oameni, dacă vor avea șansa, sperăm să nu se întâmple lucrul ăsta, vor avea șansa să devină din nou reprezentanți în legislativ, foarte probabil să se lipească din nou la marele partid din care au plecat. Și atunci, de unde am plecat și unde ne-am întors, se pune întrebarea. Văzusem o postare zilele astea, ieri sau astăzi, nu mai știu cu exactitate, pe Facebook. Cineva a spus așa zeflemitor, în 6 decembrie stau acasă, mă spăl pe mâini, port mască, nu intru în contact cu lumea. Adică nu vroia să meargă la vot. Și am dat o replică, nu foarte acidă, sper că i-am deschis oarecum viziunea, că voi stați acasă în 6 decembrie, dar aceia care pot fi cumpărați cu 2 mici și o bere sau, după caz, cu un kilogram de zahăr, făină și un litru de ulei, aceia vor vota. Ghiciți voi cum vor vota, la fel ca și până acum. Electoratul lor este constant și în majoritatea acelor persoane care votează aceleași partide sunt persoane care sunt dependente de ajutoare sociale, persoane care au temerea că pensiile lor vor fi tăiate, că vor fi reduse. Trebuie să înțeleagă electoratul, în primul rând, că partidul nostru, Partidul Verde, este un alt fel de partid și că noi lucrăm în mod unitar, într-o colaborare, noi în interjudețean și cu conducerea de la centru. Eu vă dau un exemplu. În calitatea mea actuală de la Brașov, de președinte interimar, nu am luat și nu voi lua nicio decizie la nivelul județului Brașov. Astăzi, după ce termin live-ul ăsta, intru un alt live pe WhatsApp cu colegii din Brașov să facem un bilanț pentru campania electorală. Și filmulețul, și fluturașii, și toată
tot know-how în campania asta electorală l-am hotărât împreună și toți avem același cuvânt de spus și e foarte important colegii noștri din țară, peste tot, să se simtă cooptați, să se simtă importanți în sistemul deliberativ, da? În procesul decizional. Să avem asta, succes, să avem sănătate. Asta aș vrea să conving și eu, nu doar pe colegii noștri din partid că e cazul să se implice și să ia atitudine și să candideze și să vrea să-și asume roluri în partid sau după aceea în stat, dar și fiecărui cetățean să-i dau ideea să nu participe odată la 4 ani la alegeri, ci și imediat după aceea să verifice dacă cei pe care i-au ales ei sau pe care i-au votat alții, dacă își respectă promisiunile electorale, dacă respectă legile, dacă respectă drepturile lor sau acelora de alături și să ia atitudine, să dea în judecată, să trimită petiții, să fie pregătit să candideze în locul lor. Democrația rezidă în capacitatea noastră de a cunoaște legile, de a cere respectarea lor, de a ne implica în viața publică. Altfel, legile sunt buche pe hârtie pe care toată lumea o ignoră, nimeni nu o respectă și ne plângem că lucrurile nu merg bine. Stimați domni, scuze, am avut un mic accident aici în studioul meu virtual. Stimați domni, mulțumesc foarte mult pentru participare. Au fost colegii noștri candidați, Kira Adam Raimond de la Brașov, Cornel Burete de la Pitești și domnul Nicolae Vicol de la Craiova. Eu sunt Oleg Brega, vă mulțumesc pentru atenție. Mâine seară vom vorbi cu colegii din București și din Ilfov. Nu va fi o emisiune festivă, chiar dacă va fi 1 decembrie. Suntem în campanie electorală și e important să vorbim despre viitorul țării. La revedere! La revedere! Bine, mulțumim!